În județul Călăraș sunt înregistrați 27.335 de beneficiari ai pachetelor cu produse de igienă și produse alimentare furnizate în cadrul programului operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2019-2021, program derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Ajutor European destinat persoanelor defavorizate. Conform informațiilor furnizate de către reprezentanții Prefecturii Județului Călăraș, livrarea pachetelor poate cu alimente și produse de igienă s-a efectuat la începutul lunii februarie. Conform ordonanței de urgență 84 din 2020, distribuția către beneficiarii final se va face în termen de 60 de zile de la data ultimei recepții, adică cel mai târziu în data de 19 aprilie. Începând cu data de 17 februarie 2021, zilnic între orele 9 și 14, Primăria Municipiului Călăraș, prin Direcția de Asistență Socială, va distribui la sediul Cantinei de Ajutor Social pachetele cu ajutoare alimentare și pachetele cu produse de igienă acordate categoriilor defavorizate ale populației prin intermediul acestui program. La nivelul Municipiului Călăraș, distribuirea se va face pe listele inițiale către următoarele categorii de beneficiari. 118 persoane, titulari și membri din dosar de ajutor social, persoanele cărora le este stabilit prin dispoziția primarului dreptul la un venit minim garantat conform legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare. 364 de beneficiari, titulari și membrii familiei, beneficiari de alocație pentru susținerea familiei acordată conform legii 277 pe 2010, republicată cu modificările și completările ulterioare. Ridicarea produselor se va face personal în baza prezentării actului de identitate valabil și se vor elimina persoanele neeligibile la data distribuirii.